Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele, pe adresa de e-mail. Marinela ne întreabă cum poate să combată burienile, pirul și costreiul de pe un teren unde vrea să înființeze o cultură de porumb. Când să folosească erbicidele și ce recomandați? Da, deci eu aș recomanda să folosească câteva, unul din erbicidele care le spun, dar poate să consulte și site-ul Verdon. Acolo este o gamă foarte largă de asta și în funcție de prețurile care sunt, le poate achiziționa unul din ele. Eu aș recomanda produsul Heinic Extra sau Titus Plus sau Herbos, care oricare din ele poate fi aplicat când porumbul are 4-6 frunze. Deci și buruienile sunt prezente și atunci poate să facă erbicidarea. Apropo de site-ul Verdon, pe site-ul Verdon găsiți majoritatea produselor pe care le recomandăm noi, plus alte mii, și aveți și o posibilitate de căutare foarte ușoară. Fie după denumirea produsului pe care îl căutați, scrieți acolo în paragraful de căutare, fie puteți să căutați după brand, după cultură, după tipul produsului. Dacă căutați erbicide, accesați secțiunea agricultură, erbicide, și după aia mai căutați și cultura, că vă dă numai erbicidele pentru ceapă, numai erbicidele pentru porumb. Puteți să selectați mai multe filtre și vă dă toate produsele pe care le căutați. Și mai trebuie menționat acolo ce bureni sunt. Dacă sunt bureni monocotiledonate, cele cu frunza îngustă, pir costrei, sau dicotiledonate cu frunza lată. Că pe ambalaj scrie sau acolo vi se poate face recomandarea și îi spuneți, îmi trebuie pentru cultura de porumb, pentru buruieni monocotiledonate. Și atunci ei vă pot recomanda o gamă foarte largă de erbicide. Sau pentru fasole, sau pentru pentru o gamă foarte largă de culturi. Inclusiv sfeclă, inclusiv legume și așa mai departe. Și vă ajută foarte mult. Vă mulțumim, domnul Ghibu, pentru informații. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți și vă așteptăm cu mare drag și miercuri la ora 18 în direct. Multă sănătate, toate cele bune! Bionat Plus este un îngrășământ foliar cu extract natural din plante cu rol biostimulator. Folosește Bionat Plus la toate culturile. Emisiunea v-a fost oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisand.